cea mai veche locomotivă aflată în uz. Sau de asta o găsesc eu cea mai veche până acum, are 55 de ani. Bine, anul ăsta în iunie a fost reparată la Brașov. Dar cine știe cât de reparată a fost, eu fi schimbat doar vopseaua, ceva superficial. Anul de producție 67. Vă imaginați pe cineva din minister sau din CFR conducând o mașină de 67, de 55 de ani? Oare de ce schimbă ministrul, șeful CFR-ului mașina în fiecare an? Fiecare 5 ani, fiecare 10 ani. Și de ce locomotivele CFR trebuie să fie atât de vechi? De ce nu le păstrează pe cele de perioada interbelică? Să le revopsească, să le reabiliteze și să le folosească. Sau primele locomotive din istorie, 150 de ani în urmă.